Vă salut, dragi colombofili! Bine ați revenit în voliera Colombofil Junior. Astăzi am decis să facem un video puțin mai lung, în care să vă prezint porumbeii în volieră, porumbeii la 10 ianuarie 2019, rasele de porumbei pe care le deținem. Avem Să începem cu rândunelele Tres Albastră, rândunele de Saxonia Tres Albastră, rândunele de Saxonia Tresă Neagră, avem Voltați Indieni, avem Rostovii Roșii, Rostovii Negri, culoarea negru, Rostov Roșu, Rostovii culoarea albă. Avem scut german. Nu uitați. Porumbei. De asemenea, vreau să reamintesc colombofililor, celor care iubesc aceste păsări, că mă pot contacta. O să las în comentariu și numărul meu de telefon. Cu toate că l-am mai afișat cam după fiecare video, în care îi aștept să fiu contactat. Pentru doritorii putem vinde din tineret din fiecare rasă, cu excepția voltaților indieni, la care avem 4 masculi singuri. Deci nu am putea da perechi. Aceștia sunt voltații indieni. Rostovii. Avem și Luna de Saxonia, rândunele. Pentru colombofilii cunoscători le pot observa acolo, pe polițe, sus. Așa cum v-am spus, porumbeii sunt la masa de seară. Avem aici mai mulți rostovi de diferite culori. Rostovi culoarea neagră, roșie. Pe poliță avem rândunelele de Saxonia, siberienii. Porumbeii sunt foarte voioși. Anul acesta nu am mai separat masculii de femele. Nu am mai apucat să îi separăm. Urmează ca în timpul cel mai apropiat, zilele astea, să separăm femelele de masculi. Până în luna martie, până la sfârșitul lunii martie. Ia uitați aici ce pereche de voltați indieni avem. O pereche de voltați indieni Almond. Avem și un mascul jos. Rândunele de Saxonia. Acesta a fost videoul în care vă prezint porumbeii în ianuarie 2019. Așa cum am mai spus, aștept să fiu contactat de către doritori. Putem da din fiecare rasă mai multe perechi. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!